M-am prins de ce e agitația aceasta. S-a făcut cumva două și a făcut și sucul efectul. A început o joacă de așa recele și pisica între Antonio și anemona. La un moment dat chiar am și ciupit-o. Dar știți ce am observat eu? Că anemona poartă bijuteriile, știți dumneavoastră. Piercingurile. Și probabil că incită foarte tare acest lucru, mai ales că are și acea bustieră frăstien. Băi, mie mi se pare anemona o fată destul de frumoasă și destul de inteligentă, adică nu știu ce să zic, de ce se joacă ea așa. Sau nu știu, poate chiar nu se joacă, poate chiar îi place și dorește să-l cucerească, dar din punctul meu de vedere o femeie instață nu își cucerește bărbatul prin mișcări provocatoare și așa mai departe. Cumva ar trebui să-l cucerească prin felul lui de a fi ziua treaz fiind... Nu știu, altele, știți dumneavoastră la ce mă refer.